Salut! În episodul de astăzi eu o să dau jos filtrul de particule. De ce îl dau jos? Încă nu știu nici eu cu exacticitate, însă trebuie să-l dau jos. Așa că dacă dintr-un oarecare motiv ești interesat și tu cum se dă jos sau cum se schimbă filtrul de particule pe 1.6 TDCi de la Ford, pentru că am văzut că Peugeot, de exemplu, are altfel de filtru de particule, dar vorbind de setup-ul ăsta de la Ford, dacă ești interesat, nu știu, indiferent de motiv sau pur și simplu vrei să te uiți, rămâi pe acest clip. Dacă nu, îmi pare rău, nu e un clip foarte interesant, ci pur și simplu e un clip în care arăt cum se desmontează filtrul de particule. Filtrul de particule efectiv are 3 șuruburi. Unul aici sus care e prins de turbină și 2 jos cu care este prins de tobă. Plus mai are unul sau două care îl țin blocat pe motor. Însă va trebui să facem loc ca să-l putem da afară și va trebui să dăm jos protecția termică de pe el. Înainte să încep, foarte important de știut pentru cei care sunteți noi aici pe canal, eu nu sunt mecanic, nu sunt inginer, n-am nicio legătură cu domeniul auto, așa că nu vă luați după mine că s-ar putea ca să nu am habar de ceea ce fac. Eu încep prin a da jos filtrul de aer, ceea ce este destul de simplu. Dacă o să căutați, o să vedeți că am pe canal și un clip cum se schimbă filtrul de aer la motorizarea asta, așa că n-are rost să ne lungim cu chestia asta foarte mult. Pe urmă, este necesar să dăm cel puțin porțiunea asta care vine de la intercooler la turbo, pentru că altfel nu o să putem da jos aceste apărători termice. Practic aici avem șuruburile astea două, mai este un șurub aici și ar trebui să putem să scoatem cel puțin partea asta. Asta deocamdată nu mă ating de ea, dacă va fi nevoie o să dau jos și țeava asta. Imediat ce am destrâns colierele de la furtunul ăsta, o să încerc să îl dau jos, dar întâi îi fac un pic de spațiu cu șurubenița pentru că nu a fost dat jos de foarte mult timp, l-am mai dat jos eu odată. Și s-ar putea să nu vină chiar atât de ușor. Bun, perfect. Ăsta l-am dat jos. Acum o să dau jos și partea de plastic de deasupra. Ne trebuie o cheie de 8. Are aici un șurubel. Îl desfacem. Este destul de simplu. După ce am dat jos șurubelul ăsta, pur și simplu ea vine așa în sus. Aici cred că este băgat în ceva. A, exact. Vine în sus, după care trebuie să o scoatem afară. Aici are un o-ring care etanșează. Trebuie să recunosc că m-am laudat când dau jos țeava asta, dar sunt nevoit să o dau. Ca să o dau jos, am un șurub aici sus care ține țeava, mai este unul jos aici, o să ne trebuiască o cheie de 10 și mai există un colier care trebuiesc demontate. Eu las vorbăria și mă apuc să le scot. După ce am scos șuruburile, am scos furtunul de la intercooler, mai era un colier care ținea un furtun ce vine de la termostat și merge la radiator, ridicăm țeava asta în sus și am scăpat de ea. Trebuie să știți că aici sunt două furtunuri care merg la senzorul diferențial de presiune. Ele se scot foarte ușor, au două cleme, tragi clemele înapoi și tragi furtunul înapoi. E greu să arăt pentru că pur și simplu nu pot să țin cu o mână camera și cu una să fac operațiunea asta, dar ați înțeles ideea.
Pe urmă o să trebuiască să desfacem chestiile astea, aparatoarele astea termice. Ele au cam peste tot șurubele, aici sus au 3, pe urmă mai este unul aici. Pe urmă aici jos mai au și în partea asta și în aia altă. Și după ce scoți șurubele astea, partea dificilă de-abia apoi începe, pentru că e destul de greu de scos această apărătoare, dar eu mă dau acum să desfac șuruburile astea. Cred că o idee bună ar fi să scoatem și mufele de la senzorii de temperatură și de la senzorul de oxigen. Câteodată mufele astea mă enervează pe mine personal pentru că sunt înțepenite și vin destul de greu afară. Niciodată n-am fost foarte bun la scos mufe de astea, dar na, trebuie făcute și trebuie făcute bine, astfel încât să nu le stricăm. Uite că astea am reușit. Asta a fost mai ușor de scos și trebuie să le scoatem din cablurile din canalul ăsta prin care trec. Ceea ce nu e foarte greu. Așa. După care eu mă apuc să demontez șuruburile în continuare de la protecția asta termică. Astea sunt niște șuruburi foarte simple de desfăcut. Practic eu acum sunt gata. După ce am scos toate șuruburile, să dau jos partea asta mare a protecției termice. După care o să desfac și partea asta din față. E destul de nasol. Mai rețin cum am dat-o jos data trecută. Am tras-o în jos sau am tras-o în sus. O să încerc și într-un fel și în altul, pentru că eu, da, am mai desfăcut filtrul de particule când am lucrat la alternator. Așa am crezut eu atunci că e de cuvință și așa mi-a fost cel mai ușor mie să lucrez în perioada respectivă ca să pot da jos alternatorul. Până la urmă l-am tras în sus, a durat cam 10 minute, de aia n-am filmat tot, pentru că na, se lungea oricât pe repede înainte aș fi dat clipul, se lungea destul de mult. Am tras-o în sus, asta a fost singura modalitate. Partea bună, dacă e să o numim așa, e că scutul ăsta e destul de flexibil și îl poți modela ușor ca să-l tragi în sus, dar tot o să te enervezi un pic. Mai trebuie să dai jos capacul de deasupra, care are 2 șuruburi. Din ce văd, nu sunt 100% sigur, dar cam asta ar fi. Asta de aici și asta de aici. Așa. Și trebuie să vină și ăsta în sus. Perfect. Eu o să încerc să dau jos și aparatoarea asta de sus, mai este un fel de potcoabă care ține sus aparatoarea aia termică. Ce nu v-am zis eu, cât timp m-am mai fățit pe aici, am înmuiat șurubul ăsta foarte bine cu WD-40. Se poate folosi orice alt lichid penetrant, pentru că de obicei șuruburile astea de la evacuare sunt coapte și se desfac destul de greu. O să încercăm. Dacă, spre norocul meu, și-a dat drumul și nu trebuie să fac decât să îl
scot până în capăt. Din câte știu eu. Sau poate chiar nici nu trebuie până în capăt. O să treacă peste. Nu mai rețin. Da, trebuie să văd cum să crăcesc toată șmecheria asta și să-l fac să treacă peste, să treacă peste umărul ăla. Nu știu dacă o să reușesc în felul ăsta în care vreau eu. Sau va trebui, cred că va trebui să scot șurubul până la urmă tot până în capăt, pentru că nu e foarte greu. După ce și-a dat drumul. Oricum, lichidul penetrant face minuni. Deci nu vă feriți să-l folosiți. Eu folosesc WD-40, pentru că na, e la îndemână, este ieftin. Îl găsești peste tot și îți și faci treaba cu el, adică te descurci. Bun. Sper că ăsta l-am prostit. Bun, să vedem cum scoatem șmecheria asta. Trecem peste. Bun, am rezolvat problema. Bun, hai să vă explic. Deci aici mai sunt două șuruburi care vin prinse pe eșapament, pe tobă. Original așa au fost, cum e ăsta de aici. Doar că ăsta a venit data trecută când am lucrat la el și a venit destul de ușor afară. Iar ăsta de aici s-a rupt. Eu a trebuit să fac o gaură și să pun un șurub pasant. După cum v-am mai spus, șuruburile astea de pe evacuare sunt destul de cudichis, ca să zic așa, pentru că operează la temperaturi mari și se depune multă rugină pe ele, este greu de le desfăcut, mai ales la mașinile vechi cum e asta. Iar pe urmă mai sunt două șuruburi pe filtru de particule. Vedeți? Unul aici și unul din coace, deci unul în stânga și unul în dreapta. Astea sunt destul de ușor de desfăcut. Le desfac cu o cheie de 10. Acum o să văd cum reușesc să le desfac pe astea de aici. Partea bună e că am reușit să desfac șuruburile. Ăsta a mers cu cheia normală, iar ăsta n-am reușit să-l desfac manual, cel puțin cu cheia normală. Am zis că nu bat pe el ca să nu rotunjesc hexagonul din greșeală și l-am scos cu pistolul cu impact. Deși nu am un pistol cu impact foarte bun, și-a făcut treaba. Acum o să trebuiască să-l scot de pe gaură și să încerc să scot cumva filtrul de particule. Îmi trebuie o șurubelniță să îl crăcesc de aici, are și o garnitură. Nu am șurubelniță acum la mine, așa că o să trebuiască să merg sus.
Ăsta este filtrul de particule. L-am dat jos. Ce urmează să fac cu el încă nu știu nici eu. Ați observat cum se dă jos, ați văzut că este destul de simplu. Practic în sub o oră reușești să-l dai jos, chiar dacă ești un începător exact cum sunt eu. Deci nu e nicio problemă, este destul de ușor de dat jos de pe mașină. Acum, dacă voi vreți să vedeți și cum se pune pe mașină într-un episod următor, vă rog să-mi scrieți jos în secțiunea de comentarii și o să vă vedem. Dacă am timp, o să vă arăt și cum se pune sus pe mașină, dacă nu v-ați prins, pentru că montajul se face invers de montării și e destul de simplu de înțeles cam cum s-ar face, deci nu e nimic complicat. Ce o să fac eu în continuare cu filtrul de particule? Încă nu m-am decis, nu știu, el în continuare nu își face regenerarea, nu este nici înfundat total, așa că încă n-am idei. Oricum o să vă țin la curent dacă o să reușesc să rezolv problema până la urmă. Cam asta e pentru astăzi. Salut!